dragilor, luna octombrie a început, așa că este momentul să facem update la Project Pen-ul meu din acest an, iar în cazul în care nu știți ce presupune proiectul acesta, auziți pentru prima dată de el, vă zic acum pe scurt, practic eu îmi propun să termin anumite produse de machiaj sau să le folosesc de un anumit număr de ori, astfel încât să apuc să mă bucur de ele cât mai mult înainte ca acestea să expire. Prin astfel de clipuri puteți să urmăriți împreună cu mine progresul pe care îl fac eu cu fiecare produs în parte și să vedeți cât de repede sau cât de ușor se consumă și în același timp să fiți motivați să faceți și voi același lucru și să nu lăsați produsele acolo nefolosite în timp ce cumpărați altele noi. Cam asta este ideea în mare, dar dacă vreți mai multe detalii, vă las eu în descriere un playlist pe subiectul acesta, unde mă auziți vorbind despre tot proiectul și care sunt regulile și cum puteți să-l faceți într-un mod cât mai eficient. Cam atât am avut de zis în introducere, așa că haideți să trecem direct la produsele noastre. Vom începe cu produsele pe care le-am propus în iunie și am coșulețul acesta plin, iar pe acestea le-am folosit timp de 3 luni și o săptămână, maxim 2 săptămâni, cam așa. Așa că haideți să vedem ce progres am făcut cu ele și am și laptopul pregătit aici lângă mine. Primul produs este baza aceasta de machiaj de la Oriflame din gama The One în varianta aceasta matifiantă, pe care din păcate nu putem să o vedem foarte bine, să vedem exact ce cantitate mai este înăuntru. Dar credeți-mă că m-am chinuit să o țin cumva în lumină, în soare, astfel încât să reușesc să o marchez și să-mi dau seama. O să vă inserez pe ecran pozele cu evoluția ca să vedeți și voi dacă mi-am îndeplinit obiectivul sau nu, iar ceea ce mi-am propus cu ea a fost ca în această perioadă să o folosesc de cel puțin 4 ori pe lună, adică undeva la 12 folosiri. Și surpriza mea a fost că am folosit-o de 19 ori și de ce zic surpriză? Pentru că pusem cumva de anul trecut să nu prea mai folosesc bază de machiaj, dar în această perioadă am cam simțit nevoia și pe ea am ales-o perfect pentru vară, având așa o textură foarte fluidă și intrare repede în piele, deci am ales-o super bine și cred că de aceea am reușit să o folosesc de 19 ori și uitați și voi că teoretic nu pare că am consumat o cantitate foarte mare din ea, dar cu toate acestea, între aceste două liniuțe mi-au încăput 19 folosit. Deci zic că este și o bază destul de spornică. După ce terminăm cu produsele propuse, o să vă arăt și produsele ce o să le înlocuiască pe acestea, deci nu o să mă opresc acum la fiecare, așa că haideți să vedem care este faza cu cele de până acum. Trecem la un fond de ten pe care l-am propus eu în aceste luni, am propus două de fapt și primul este acesta de la Boys & Berries, unul dintre preferatele mele, este varianta aceasta Ultimate, waterproof, cu acoperire medie, v-am mai zis eu, arată foarte bine pe cameră. Îl ador efectiv și mi-am propus să am cu el 5 folosiri pe lună, adică să am cam 15 folosiri în total și câte credeți că am avut? Pentru că nu vă puteți da seama, efectiv după recipient am avut în total 28 de folosiri, deci clar, mi-a plăcut maxim și mă bucur că l-am inclus. Așa cum am zis, nu o să se vadă pe recipient, din păcate eu când l-am marcat atunci în iunie am reușit să văd că era aproape plin efectiv produsul, dar în momentul de față el pare plin, dar nu este. În primul rând recipientul este mult, mult mai ușor și nici înăuntru efectiv nu am cum să vă arăt că nu mai este foarte mult, cu siguranță este înăuntru mai puțin de jumătate la cum îl simt eu așa. Cred că m-ar fi ajutat foarte mult dacă aș fi cântărit produsul acesta în iunie și acum, ca să pot să-mi dau seama de gramaj. Dar, hei, contează că l-am folosit, mi-am îndeplinit obiectivul cu el, ceea ce este fix ce mi-am dorit eu. Și v-am zis că mi-am propus două fonduri de ten, așa că acesta este cel de-al doilea. Este preferatul meu de la Oriflame, Everlasting Sing din gama The One, fondul de ten cu SPF 30, și am aici nuanța Vanilla Neutral, aceasta mi se potrivește în general, iar la fondul acesta de ten, în cazul în care vă interesează, am nuanța 02 Fer. Cu acesta mi-am propus fix același target cum l-am avut și cu cel de la Boys & Berries, adică 15 folosiri în total, 5 pe lună, și am reușit să fac
19 folosiri, ceea ce este foarte bine, mi-am depășit targetul. Puteți să vedeți aici produsul marcat, aici am reușit să văd mai bine la ce nivel mă situez cu cantitatea în momentul de față. 19 folosiri din nou între aceste două liniuțe, eu zic că este destul de bine, în condițiile în care atunci când pun fond de ten folosesc cam o pompiță și jumătate, două, depinde de acoperirea pe care o vreau. Iar acesta, pentru că are o acoperire medie spre mare, cumva nu necesită o cantitate enormă de produs, așa că de aceea tind să cred că este și el un produs destul de econom. Așa că da, mă bucur că l-am inclus, mai ales că scrie pe el că o să-mi expire în martie anul viitor, o să-l mai tot folosesc până atunci și sper ca măcar să mă apropii cu el de final. Acum pregătiți-vă să vedeți un produs al cărui progres este super vizibil pentru că are recipientul transparent și este vorba despre anticearcănul acesta de la Maybelline, acesta super faimos Instant Eraser, cred că se numește că s-a și șters scrisul de pe el. În iunie, când am pornit noi cu produsul acesta, îl aveam marcat până aici, iar la final de august am observat că este ceva neregulă cu el, pentru că evident a expirat și a schimbat consistența și mirosul foarte, foarte tare, așa că m-am oprit din folosirea lui și am ajuns cu el undeva pe aici. O să vă inserez poză ca să vedeți mult mai bine ce încerc să explic. Iar vestea bună cu el este că mi-am propus să-l folosesc în fiecare lună de cel puțin 12 ori și asta m-a ajutat mult pentru că până se expire, chiar am folosit anticearcănul de 36 de ori, fix numărul pe care mi l-am propus eu. Bine, cred că pe la ultimele 2-3 utilizări am mai tras eu cumva de el, dar iată dovada faptului că este foarte, foarte bine să faci un astfel de proiect, pentru că, într-adevăr, folosești produsul până expiră. Vă zic sincer că sunt tare mândră că am inclus anticearcănul acesta în proiect de atunci din iunie, pentru că este un produs senzațional. Îmi place cum acoperă, cum dă luminozitate, cum lasă textura pielii și dacă nu l-aș fi inclus, cu siguranță nu l-aș fi folosit atât de des și nu aș fi ajuns cu el la acest nivel. Când am făcut update-ul în iunie, am băgat un produs în Project Pen, de la care nu m-aș fi așteptat sincer la vreun mare progres, nu cred că așteptam nici să-mi îndeplinesc obiectivul, dar am fost plăcut surprinsă. Și mă refer aici la kitul acesta de corectoare din gama The One de la Oriflame, îl am aici în nuanța light. El include practic 3 corectoare în diverse culori, pe verde pentru roșață, cel de beige de nuanța pielii și acesta de somon pentru a acoperi cearcănele. Nu cred că o să se vadă de la distanța aceasta, dar vă pun poze ca să vedeți că eu chiar l-am folosit abuziv, pot să zic. Eu mi-am propus să-l folosesc de cel puțin 5 ori pe lună, adică 15 folosiri în total și scrieți acum în comentarii câte folosiri credeți că am avut eu cu acest produs de arată în felul acesta. Am avut 49 de folosiri. Atât de mult m-am îndrăgostit de el și l-am folosit așa cum v-am spus. Am folosit atât nuanța de beige cât și nuanța de verde. Pe cea de somon nu prea am folosit-o, dar pe cele două, efectiv, aproape la fiecare machiaj pe care îl făceam, foloseam neapărat kitul acesta, pentru că am descoperit că nuanța aceasta de beige merge foarte, foarte bine pentru a evidenția sprâncenele, pentru a contura buzele, pentru foarte, foarte multe chestii. Nuanța verde chiar neutralizează roșața și o puneam doar unde aveam imperfecțiunile roșii, dar trebuie să recunosc că în această perioadă l-am folosit și pe alte persoane și cu siguranță de aceea am reușit să am și 49 de folosiri cu el, pentru că dacă îl foloseam doar pentru mine, totuși nu mă machiez chiar în fiecare zi, dar pentru prețul mic pe care îl are, produsul este unul foarte, foarte bun, așa că merită încercat dacă nu ați făcut asta până acum și nu uitați că puteți să vă comandați singur produsele Oriflame, să vă faceți contul vostru online, doar vă logați, vă puneți comanda și mai beneficiați și de reducere încă de la primul produs comandat, așa că dacă încă nu aveți cont la Oriflame, vă las în descriere formularul pe care dacă îl completați, vă creați contul, aveți reducere, cadouri și toate avantajele acestea. Trecem la pudră, pentru că la mine nu se poate machiaj fără să folosesc pudră și în iunie am inclus-o pe aceasta, este pudra compactă din gama Giordani Gold în varianta aceasta cu minerale sau nu mai știu cu ce era și am aici nuanța Light Ivory. Am inclus-o atunci și o să vă pun poză imediat să vedeți și acum arată așa. Da, este aproape gata.
cu siguranță o să reușesc din următoarele utilizări să o termin și stați să vedeți ce mi-am propus eu cu ea. Am vrut să o folosesc în total în această perioadă de 36 de ori, deci de minim 12 ori pe lună și eu am folosit-o de 47 de ori, așa că da! Oricum, dacă o vedeți în stadiul acesta, înseamnă că mi-a plăcut și că mi-am atins obiectivul cu ea. Pentru vara aceasta și începutul de toamnă, ca bronzer, am ales să-l folosesc pe cel Hoola de la Benefit. Este vorba despre acesta, este un bronzer mat cu un subton neutru pe care l-am mai folosit și înainte și știam că îmi place foarte, foarte mult, doar că nuanța Hoola este un pic închisă pentru mine, dar vara este perfectă, mai ales că mă mai bronzez eu puțin. Mi-am propus să-l folosesc de cel puțin 8 ori pe lună, de 24 de ori în total și eu l-am folosit de 35 de ori, dar și aici trebuie să vă recunosc că l-am folosit și pe alte persoane pentru că am machiat persoane în vara aceasta, așa că bronzerul acesta știm că este unul bun. Am zis ok, pe el îl folosesc și așa bineînțeles că am ajuns la numărul de 35 de folosit. Dar cu toate acestea, în poze, el nu pare cine știe ce folosit, dar așa în realitate se vede că am făcut acolo o mică adâncitură, n-am ajuns încă la tăviță după cum puteți observa, dar bineînțeles că eu o să-l mai folosesc în continuare până îi ating efectiv tăvița pentru că îmi place foarte mult. Blushul pe care l-am propus este acesta de la Milani, ce v-am spus eu că mi-era milă să-l folosesc pentru că vine așa sub formă de trandafir, dar până la urmă am zis eu că nu-l mai țin pe post de bibelou și m-am apucat să-l folosesc. Mi-am propus să am cu el 30 de folosiri în total, de minim 10 ori pe lună și am avut 46 de folosiri, deci asta înseamnă că am făcut o alegere foarte bună, mai ales că este și un blush așa după cum puteți să vedeți, cu roz, portocaliu, ceva de genul și este mat, ceea ce mi-a plăcut mult de tot. Și acum uitați-vă la poze să vedeți și să-mi spuneți voi în comentarii dacă vi se pare că s-a tocit foarte mult trandafirul acesta. Mie mi se pare o diferență doar așa pe mijlocul produsului, pentru că într-adevăr acolo m-am focusat cu pensula, dar în rest arată cât de cât intact, doar trandafirul pe mijloc și-a pierdut așa din detalii, dar îmi pare bine, sunt mândră că am intrat în el și i-am făcut stricăciunea asta aici, să zicem așa, pentru că asta înseamnă că l-am folosit și mi-a plăcut și în continuare textura lui să știți că este una bună, adică nu s-a uscat, nu se fărămițează, încă este foarte bun de folosit. Ca iluminator, eu am propus o întreagă paletă și este vorba despre aceasta de la NYX, dar v-am zis că în mare parte vreau să mă focusez doar pe două nuanțe și mă refer la acestea două din extremități, aceasta de argintiu și aceasta care este ceva un argintiu cu auriu. Cam așa arată paleta în momentul de față. Vreau să vă zic că am folosit-o, dar într-adevăr și-a schimbat textura destul de mult, în sensul că a început să se usuce și să se fărămițeze, dar pe ten în continuare să știți că arată bine, nu mi-a cauzat probleme, iritații sau mai știu eu ce. Ca număr de utilizări mi-am propus să am cu această paletă 24 și am avut 32, deci destul de bine pot să zic, dar cu toate acestea, probabil și din poze nu o să se vadă mare chestie, dar credeți-mă că eu chiar am folosit paleta de 32 de ori, să se consume atât de greu iluminatoarele acestea de la NYX, nu știu ce să zic, dar cu siguranță o să mai cumpăr iluminatoare de la ei pentru că îmi plac foarte mult și sunt extrem de intense, adică nu trebuie să iau o cantitate prea mare. Mai departe, pentru sprâncene, am inclus eu mai multe produse, printre care două creioane de la Oriflame din gama On Color în două nuanțe diferite, una de blond și una de brown. Problema este că nu mai am fizic să vi le arăt aici și nici n-am apucat să fac o poză cu ele ca să vedeți progresul și credeți-mă că eu chiar le-am folosit atât de mult încât mai aveam câteva folosiri, cred că vreo 3, 4, 5 maxim pe fiecare creion și nu aș mai fi putut să le ascund și să mă mai fac cu ele, atât de mult le-am utilizat. De ce nu le mai am? Pentru că le-am ținut în coșulețul acesta pe care vi l-am arătat eu mai devreme și coșulețul a stat undeva afară, iar în momentul în care noi am fost plecați de acasă, cred că pisicuțele mele, că mai au obiceiul să facă asta, au băgat lăbuța acolo în coșuleț, au scos aceste creioane micuțe și le-au ascuns pe undeva. Le-am căutat pe sub mobilă, pe sub pat, dar nu le-am găsit. Cel puțin pentru clipul acesta chiar nu am reușit să le găsesc, că aș fi vrut
neapărat să vi le arăt. Cu toate acestea o să vă includ poze ca să vedeți de unde plecasem cu ele în luna iunie și o să vă zic ce mi-am propus cu ele, pentru că așa cum am spus am laptopul cu raportul aici lângă mine. Cu fiecare mi-am propus să am în total 15 folosiri, deci de câte 5 ori pe lună, iar cu cel în nuanța de blond am avut 18 folosiri, mi se pare că acesta era mai micut sau invers, nu mai știu sigur, și cu nuanța de brown am avut 22 de folosiri. Deci, încă o dată, îmi pare rău că nu am fizic să vi le arăt, dar pentru mine sunt un succes, sunt niște produse cu care eu mi-am făcut treaba. Și tot pentru sprâncene, am inclus și gelul acesta colorat de la NYX, pe care am reușit să-l recuperez de sub mobilă. Deci, de aceea zic că probabil asta s-a întâmplat și cu creioanele, dar fiind mai mici, nu am reușit să le dau de urmă. Cu acesta mi-am propus să am în total 30 de folosiri, deci de minim 10 ori pe lună, și am avut 36, ceea ce este super, mă bucur că l-am inclus în proiect pentru că l-am desfăcut de mai bine de un an de zile, dacă nu mă înșel, și deja și-a schimbat mirosul, adică după ce vi-l arăt acum o să-l arunc pentru că nu mai am cum să-l mai utilizez din păcate și cred că m-am oprit din folosirea lui undeva tot așa pe la sfârșitul lui august, începutul lui septembrie, nu mai știu sigur. Am reușit, dragilor, în sfârșit, după, nu știu, mai bine de un an și jumătate, dacă nu mă înșel, să termin spray-ul acesta de fixare de la Urban Decay, acesta All Nighter, care îmi place mult de tot. Face machiajul să arate bine, îi ia din aspectul acela de ten prăfos și îl face să fie și mai rezistent pe față. Mie îmi place mult. Doar că se consumă foarte greu, chiar dacă l-am folosit și pentru a pulveriza pe față, dar și pentru a uda pensulele și a face fardurile mai intense. De-abia acum am reușit să-l dau gata. Am scris aici că l-am terminat în septembrie, dar nu mai știu sincer pe ce dată. Mi-am propus cu el să am 24 de folosiri în total și eu am avut 36. Deci după 36 de la update-ul nostru din iunie, iată, l-am dat gata. Mai este foarte puțin înăuntru, nu știu dacă l-auziți, dar sunt așa niște stropi. Efectiv, nu mai pot să-l scot, nu mai pot să îl pulverizez. Deci gata, l-am terminat complet și o să-l ducem, bineînțeles, la reciclat. Trecem acum la un produs mult mai interesant și este vorba despre paleta de farduri și în iunie am inclus-o pe aceasta de la Huda Beauty, Mercury Retrograde, și v-am zis că am încercat eu să aleg o paletă cu o selecție de nuanțe care să nu mă plictisească, dar în același timp să am și nuanțe pe care le folosesc eu de obicei, cum sunt acestea neutre sau SIDF-urile de genul acesta. Și mi-a ieșit! În sfârșit mi-a ieșit! Mi-am propus să o folosesc de cel puțin 4 ori pe lună, deci 12 folosiri în total, și eu am utilizat-o de 15 ori, ceea ce este foarte, foarte bine în condițiile în care v-am spus că am o mulțime de palete și am avut o perioadă în care nu prea m-am mai machiat cu farduri, deci iată, am revenit. Bine, lucrul acesta, v-am zis eu, se datorează și faptului că de data aceasta chiar am reușit să aleg bine paleta, așa că sunt super, super mândră. Vă pun poze, nu știu cât de bine o să vedeți diferența, bineînțeles că am anumite nuanțe pe care le-am folosit mai mult decât pe altele, în special aceste marouri mate, aceste nude-uri foarte frumoase, dar și nuanța aceea Galaxy mi-a plăcut enorm, este un roz așa cu un argintiu, cu un auriu, este superbă. Și mai multe, acum sper să puteți observa și voi diferența între fardurile din iunie și cele de acum, dar da, eu sunt foarte încântată și mulțumită și o să vă arăt imediat ce palete am ales pentru finalul anului. Mai am să vă arăt doar produsele pentru buze și apoi trecem la produsele noi din proiect și o să încep cu balsamul, da? În continuare l-am introdus pe acesta din gama The One de la Oriflame pentru că îmi place mult, mult, mult de tot și ia uitați cât am folosit din el. Efectiv, este deschis la maxim. Mai am foarte puțin. Mi-am propus să-l folosesc de cel puțin 8 ori pe lună în condițiile în care este un balsam care și oferă puțină culoare, o nuanță de roz, dar are și efectul acela de a face buzele mai mari, este ușor mentolat. Adică să am 24 de folosiri în total și eu am avut 26. Vă pun poze să vedeți cum era în iunie, cum este în momentul de față, ca să vedeți ce înseamnă 26 de folosiri la el.
și o să le vedeți în continuare. Tot pentru buze am inclus și rujul acesta lichid de la Rare Beauty în nuanța aceasta care se numește Courage. Este un nude foarte, foarte frumos, un nude așa cu subton de roz. El este teoretic un ruj din acesta tip mousse. Este mat, nu are sidev sau sclipici în el, doar că pe buze se vede ca și cum ai avea, nu știu, ca un fel de catifea. O să-i fac aici pe mână un swatch ca să vedeți mai bine nuanța, dar nu știu dacă o să vă dați seama de textură. Prin ambalaj, evident că nu o să se vadă progresul, dar vă zic eu imediat. Mi-am propus să-l folosesc de 5 ori pe lună, de 15 ori în total și am avut fix 15 utilizări cu el, ceea ce este bine. Trebuie să vă recunosc că am cam tras un pic de el, deoarece nu este opțiunea mea favorită atunci când vreau un ruj lichid. Nuanța, v-am zis, este superbă și aspectul acesta catifelat, dar nu este un ruj care să reziste pe buze și dacă voiam ceva rezistent, nu-l alegeam pe el, așa că am tras un pic, dar iată că am reușit să-mi îndeplinesc obiectivul. Și până acum ați văzut numai cazurile fericite, numai obiective atinse, dar singurul produs cu care nu am reușit să-mi ating targetul este rujul acesta lichid de la Sephora. El este într-adevăr genul acela, mat, rezistent, n-ai nicio treabă cu el, doar că eu l-am ales în nuanța 40, care este un pic așa mai atipică, în sensul că are un subton destul de rece, astfel că de fiecare dată trebuia să stau să-l combin cu un alt creion de buze și să-l fac să pară într-o nuanță mai caldă. Acesta este. Mi-am propus să am cu el cel puțin 3 folosiri pe lună, ținând cont de nuanța aceasta pe care o are, adică să-l folosesc de 9 ori în total și eu l-am folosit de 6 ori. Este ok, dar nu mi-am atins obiectivul, mai ales după toate produsele pe care le-ați văzut înainte. Deci trag concluzia că trebuie să fiu mult mai atentă când aleg nuanța la un ruj, să nu aibă un subton atât de puternic de nuanță rece, pentru că iată, nu prea îl folosesc. Și ultimul produs pe care l-am propus în iunie este, bineînțeles, un creion de buze. Și în momentul de față, uitați-vă cât de mic arată, stați să-i scot căpăcelul ca să vedeți și mai bine cât este de mic, sper să se vadă, mai bine vă pun poze direct. Este creionul acesta de buze de la Boys & Berries, nuanța Butter Nude. Este o nuanță absolut ideală și universală pentru o grămadă de rujuri nude. Deci dacă nu vă găsiți încă un creion de buze într-o nuanță care să vă completeze mai multe rujuri, dragilor, luați-o pe aceasta că sigur o să vă placă, doar că țineți cont că este un creion destul de pigmentat și de cremos și într-adevăr se consumă destul de repede, mai ales dacă tot trebuie să-l ascuți în momentul în care conturezi buzele. Așa că de aceea bineînțeles că momentul de față arată și în felul acesta, dar nu-mi pare rău, pentru că evident că o să-l recumpăr, îl găsiți pe Makeup Shop în cazul în care vă interesează și este și la un preț foarte, foarte bun. Și mi-am propus să am cu acesta 15 folosiri în total, de 5 ori pe lună. Și pentru că v-am zis că este o nuanță atât de universală și să o pui la o grămadă de rujuri nude, l-am folosit de 30 de ori. Și ca o concluzie, cu toate aceste produse propuse în iunie, acesta m-a impresionat cel mai mult, dar și kitul acesta de corectoare, pentru că nu mă așteptam să le folosesc și să le îndrăgesc atât de mult. Iar așa ca un rezumat, după cum v-am zis, mi-am îndeplinit obiectivul cu toate produsele propuse, în afară de rujul de la Sephora, după cum ați văzut. Iar acum, dragilor, haideți să vedem produsele noi, cu ce continuăm noi acest proiect și care sunt ultimele pentru anul 2022 și cu care o să ne mai vedem probabil în ianuarie undeva pe la început, pentru că pe acestea am propus să le folosesc începând de astăzi, până în prima săptămână din ianuarie, ca să folosesc cumva produsele timp de 3 luni, mai ales că nu am început acest project pen chiar de la început de ianuarie, deci cam așa o să funcționăm. O să începem tot așa cu un primer și îl folosesc pe acesta pentru sfârșitul anului. Este tot de la Oriflame, practic cam aceeași chestie cu cel pe care l-am folosit pe timpul verii. El era varianta matifiantă și acesta este varianta antiroșață și de aceea îl vedeți și în nuanța aceasta
asta de verde, care chiar așa este, dar la contactul cu pielea nu se vede verde sau ceva de genul. Mie îmi place foarte mult produsul pentru că de aceea mai am în el și un pic mai mult de jumătate, așa că am zis să-l includ în acest proiect ca să-l am mai bine în atenție și să apuc să-l folosesc. Și pentru că am văzut că a mers foarte bine treaba cu primerul acesta și mi-am îndeplinit obiectivul, o să mi-l setez pe același, deci să am în total 12 folosiri de minim 4 ori pe lună și eu zic că o să fie perfect și vedem la început de ianuarie unde o să ne situăm cu nivelul acestui produs. La capitolul fond de ten o să includ tot 2 pentru că am văzut la fel că merge strategia aceasta personal pentru mine, așa că primul va fi acesta de la Estée Lauder, Double Wear bineînțeles. Poate mi se pare că arată diferit pentru că i-am atașat eu pompița aceasta de la MAC, pentru că astfel este mult mai ușor de utilizat decât să stau să vărs tot timpul produsul. Iar în momentul de față am fondul de ten undeva până aici, deci tot așa cam un sfert din el, poate chiar un pic mai mult, este consumat. Îmi place foarte mult produsul, este recumpărat, este un fond de ten pe care îl folosesc când vreau o acoperire mare și fără să stau prea mult să mă complic. Nu urmăresc neapărat să-l termin până la sfârșitul anului, dacă este să se întâmple asta, foarte bine, doar că vreau să îl folosesc cât mai mult, astfel în momentul în care fac un an de când l-am desfăcut, să nu mai fie cantitate înăuntru și de aceea am zis să-l includ, dar cu toate acestea îmi propun să-l folosesc de cel puțin 3 ori pe lună, deci de 9 ori în total. Cel de-al doilea fond de ten vine cu o formă mai specială pentru că este din acesta tip cushion de la Oriflame din gama Giordani Gold. Mie îmi place foarte mult produsul, l-am recumpărat, dar cu toate acestea, de când l-am desfăcut, am apucat să-l folosesc doar de vreo 3-4 ori ceva de genul, deci este plin acesta, iar data de expirare a lui, din câte scrie aici pe spate, este prin martie anul viitor, așa că vreau să apuc să-l folosesc și vă zic sincer că înăuntru nu este nicio cantitate prea mare. Bineînțeles că nu o să vă dați seama, deoarece fondul de ten este efectiv impregnat în burețelul acesta și când vrei să-l folosești, apeși cu burețelul cu care vine și apoi îl tapotezi pe față sau, mă rog, sunt mai multe modalități de a-l folosi. Îmi place produsul foarte mult, la fel este unul dintre fondurile mele de ten preferate, mai ales de la Oriflame, așa că vreau să apuc să-l utilizez cât mai mult până expiră, așa că îmi propun să am 15 folosiri cu el în total, deci de minim 5 ori pe lună. Anticearcănul pe care o să-l includ este un favorit de-al meu și mă refer aici la acesta de la MAC, în varianta Pro Long Wear și eu am aici nuanța NC15, este acel corector care vine așa cu pompiță, din care deja am folosit ceva, dar foarte, foarte puțin. Problema cu el este că pe cât de bun este și cât de bine acoperă cearcănele, expiră foarte repede, își schimbă mirosul și consistența, așa că este de preferabil să-l folosești cât mai repede din momentul în care îl deschizi. Ei spun că are termen de 6 luni de la deschidere, dar vă zic eu că l-am folosit și 8 luni, 10 luni, ceva de genul și în continuare era bine la capitolul compoziție, dar cu toate acestea trebuie să-i acord atenție și să-l includ în acest proiect, astfel că îmi propun să am cu el 30 de folosiri în total, de cel puțin 10 ori pe lună, mai ales știind că este unul dintre favoritele mele, știu că o să mă tragă burta să-l folosesc cât mai des. Deci eu zic că o să-mi îndeplinesc targetul cu el. Țineți-mi pumnii! Și dacă tot vorbim despre corector, o să merg mai departe cu kitul acesta din gama The One, pentru că vreau să văd până în ianuarie cum va reuși să arate acest kit, în condițiile în care v-am spus cât de mult îmi place, așa că îmi propun să am cu el minim 12 folosiri pe lună, deci 36 în total. Este un obiectiv destul de realizabil, ținând cont de ceea ce am reușit să fac până acum, dar pe perioada aceasta nu cred că o să-l mai folosesc pentru alte persoane, așa că sunt curioasă dacă eu chiar o să reușesc să am 12 utilizări cu el în fiecare lună. În ceea ce privește pudra, de data aceasta o să fac ceva diferit și anume o să includ 3. Da, știu că pare nebunie curată, nu am mai făcut niciodată asta într-un project pen, dar mai am foarte, foarte puțin din fiecare recipient și nu vreau să intru în 2023 cu câte puțină pudră în fiecare din ele, așa că prefer să mă concentrez pe acestea 3 și să le dau gata până la ultima picătură. Și haide să le luăm pe rând ca să vedeți la care mă refer. Toate 3 sunt de la Oriflame. Prima este tot aceasta din gama Giordani Gold, deci cea pe care ați văzut-o și mai devreme, continuăm
cu ea, pentru că încă o dată uitați ce puțină cantitate mai este înăuntru. Obiectivul, așa cum am spus cu toate, este să le termin, iar aceasta Jordanii cu siguranță va fi dată gata, nu știu, într-o săptămână, maxim două. Următoarea este din gama The One, este varianta aceasta Ilu Skin în varianta Light. Este pudra pe care am inclus-o în Project Pen în prima parte a anului și pe care am reușit să o aduc în stadiul acesta. Din nou, trebuie să o folosesc în continuare, că nu putem să intrăm în noul an cu ea arătând în felul acesta, mai ales că îmi și place foarte mult, iar aceste două pudre compacte o să le folosesc pentru ten și le alternez așa între ele, adică nu aștept să o termin pe una și după aia trec la următoarea. Iar pentru zona ochilor, de câteva luni am descoperit pudra aceasta micuță, tot așa din gama The One, în care uitați-vă cât de puțin produs mai am eu înăuntru, așa că este păcat la fel să nu o băgăm și pe ea în seamă, mai ales că îmi place foarte, foarte mult cum setează zona din jurul ochilor, nu o încarcă, nu o usucă și pudra este atât de fină încât nici măcar nu o simți. Deci este musai să o includem în proiect acum la sfârșit de an și cu siguranță o să o dau gata și deja mi-am recumpărat alta nouă, să știți. Mai departe, pentru acest proiect o să-mi lansez două provocări, o să includ două produse pe care în general nu obișnuiesc să le folosesc, îmi plac, dar nu sunt cele după care aș întinde mâna atunci când îmi fac un machiaj de zi cu zi. Și mă refer la batonul acesta de conturare, este cel din gama The One de la Oriflame, vine într-o singură nuanță din câte știu eu, este nuanța Hot Chocolate, care este un produs ce expiră foarte repede. În momentul de față este extrem de cremos, o să fac așa un swatch ca să vedeți, și îmi place că are un subton neutru, rece și merge foarte bine să conturezi fața cu el și poți să îl aplici direct din tub sau cu burețelul în mai multe modalități și arată extrem, extrem de natural, bineînțeles în funcție de cantitatea pe care o aplici. Dacă nu-l includ în proiect, efectiv uit să-l folosesc și fiind sub forma aceasta, expiră prea repede, schimbă foarte repede consistența, are termen de valabilitate de 6 luni de la deschidere, dar la fel din experiența mea, pentru că am mai avut produse de genul de la ei, poți să le folosești maxim 10 luni, un an să zicem și ești în siguranță. Deci îl băgăm în proiect ca să mă provoc să-l bag în seamă și să-l folosesc, dar cu toate acestea o să fiu realistă și îmi pun ca obiectiv să am cu el în total 12 folosiri, deci minim 4 folosiri pe lună. Iar următoarea provocare este cu blushul acesta lichid de la Rare Beauty pe care îl am aici în nuanța Bliss. La fel și el, este un produs genial, doar că fiind cremos, nu prea întind mâna după el, cam așa arată nuanța, este foarte, foarte frumoasă și o să se potrivească pentru această perioadă și este un blush mat. El deja este deschis, dacă nu mă înșel, de mai bine de un an, are cel puțin un an, dar în continuare, textura este una bună, nu a prins miros ciudat, nu s-a separat sau ceva de genul, este aproape la fel ca momentul în care l-am deschis, dar cu toate acestea sunt convinsă că nu va mai rămâne prea mult timp așa, deci zic că acum, în încheiere, acest proiect pentru 2022 să-l includem și pe el și tot ca batonul de conturare îmi propun să-l folosesc de minim 4 ori pe lună, de 12 ori în total, în ideea de a le folosi cumva împreună și de a nu uita unul de altul, deci țineți-mi pumnii și să sperăm că-mi iese ce mi-am propus. Ca iluminator m-am gândit să punem unul care este mai vechi în colecția mea și deja am observat că a început cumva să se mai usuce, nu mai este la fel de cremos, dar în continuare este ok, adică nu i-a trecut termenul sau ceva de genul. Nu știu dacă îl recunoașteți, este de la MAC, un iluminator din acesta compact. A fost într-o ediție limitată de sărbători, de Crăciun l-am luat, pentru că de aceea are și modelul acesta de full pale, după cum puteți observa. Și nuanța este un auriu, dar să știți că nu este prea intens, adică să nu credeți că și-a schimbat el calitatea de nu prea se mai vede acum. Efectiv, nu este iluminatorul acela de te vezi din avion, ci este așa, mai subtil. Poți să-l folosești și în viața de zi cu zi și să ai așa o tentă aurie pe obraj. Mie îmi place mult de tot, l-am și folosit după cum puteți vedea, dar se consumă foarte greu. Așa că îl băgăm în proiect, îmi propun să am cu el 24 de folosiri în total, deci de minim 8 ori pe lună. Pentru sprâncene, de data aceasta o să includ un singur produs și este relativ recent intrat în colecția mea și mă refer la markerul acesta de sprâncene de la NYX pe care l-am în nuanța Espresso și mi se potrivește super bine și îmi place că nu are subton din acela roșiatic, este un subton în
neutru spre rece. Îmi place foarte mult produsul, are o peniță atât de subțire, poți să trasezi și fire mai groase și mai subțiri, să-ți conturezi foarte bine sprâncenele și rezistă extrem, extrem de bine. De ce am ales să-l includ? Pentru că am văzut că are termenul de valabilitate de 6 luni de la deschidere, deci expiră destul de repejor, așa că vreau să-l bag în seamă, mai ales că îmi place și vreau să apuc să-l folosesc de cât mai multe ori înainte să se usuce produsul acesta pe peniță, pentru că am observat că în general cam asta se întâmplă la aceste marcăre pentru sprâncene sau evident eyelinere în forma aceasta. Așadar, vreau să-l folosesc de minim 4 ori pe lună, în total de 12 ori. Poate pare un număr mic de folosit, dar pe lângă el o să mă mai folosesc și de alte produse ca să-mi conturez sprâncenele, dar rămâne un favorit de al meu, așa că îl băgăm în seamă. Ca spray de fixare, dacă tot am terminat cu cele la Urban Decay, putem să includem și noi unul nou și o să-l pun pe acesta de la Oriflame din gama The One. Sincer, este un produs aproape plin, nu l-am mai marcat, nici nu poți să-ți dai seama prea bine din recipient, dar este undeva până aici, lucru de care am reușit să-mi dau seama pentru că efectiv l-am deșurubat și am aruncat o privire înăuntru, dar așa dacă te uiți la recipient nu se vede. Oricum, vreau să-l folosesc pentru că, așa cum am zis, nu am apucat să-mi fac o părere prea complexă despre el și vreau să văd care e treaba. Am de gând să-l folosesc și ca spray de fixare pe toată fața, dar și să umezim pensula pentru fardurile sidefate. Așadar, urmăresc să-l folosesc în această perioadă de cel puțin 30 de ori, deci de minim 10 ori pe lună. Acum vedem ce iese în final și el, să știți, că are și o cantitate micuță de 45 de ml, deci poate cine știe, reușim să-l dăm gata mai repede decât pe cel de la Urban Decay, așa că țineți în pumni. Mai am acum să vă arăt paletele de farduri pe care le vom include și da, o să vedeți că o să includ două și vă explic imediat de ce, și apoi produsele pentru buze. Începem cu fardurile și m-am uitat în colecția mea să văd care sunt cele mai vechi palete pe care le am acolo, dar în același timp care să conțină nuanțe pe care eu le-aș purta în general și mai ales în perioada aceasta de toamnă-iarnă. Așa că am ales paleta aceasta de la NYX, este varianta Warm Neutrals, care știu că era destul de populară la vremea ei. Da, o am de foarte, foarte mulți ani și deja am observat că fardurile nu mai sunt la fel de cremoase ca în momentul în care am cumpărat paleta și de aceea am zis o includ pe ea. Mai ales că are aceste nuanțe și mai calde și mai neutre și sidefate și mate, deci am cam totul aici. Doar că nefiind așa 100% convinsă de ea, am decis să includ și cea de-a doua paletă care să o completeze, o paletă de care sunt sigură. Și pentru că am văzut că mi-a mers strategia pe care am aplicat-o cu paleta de la Huda, o să-mi propun pentru aceasta același număr de utilizări, adică de cel puțin 4 ori pe lună, 12 folosiri în total, și când zic folosire la o paletă de farduri, mă refer ca în momentul în care o deschid să folosesc cel puțin 3-4 farduri la un machiaj. Iar cea de-a doua este aceasta de la Boys & Berries, se numește New Delicious, cred că o găsiți în continuare pe Makeup Shop dacă vă interesează și trebuie să am mare, mare grijă cu ea acum când vă arăt, pentru că am o problemă cu fardul acesta negru, efectiv de când o am, mi s-a fărămițat aici, cred că mi-a scăpat cumva pe jos sau nu știu ce s-a întâmplat, și cu ocazia aceasta, dacă tot o să o bag în Project Pen, poate o să refac și fardul acesta și o să-l comprim la loc. Îmi place foarte mult paleta, nuanțele sunt superbe, la fel selecția de nuanțe sidefate, mate, sunt extrem de cremoase și de pigmentate, este o paletă absolut genială, de care m-am mai folosit eu, dar nu foarte, foarte des și este păcat, așa că vreau să o folosesc. Nuanțele mi se par potrivite, așa cum am zis, și pentru perioada aceasta din an. Am într-adevăr multe nuanțe sidefate pe care chiar le-aș pune pe ploapa mobilă, unele de argintiu, de auriu spre roz, deci selecția pentru mine este perfectă. Tot la fel îmi propun să am cu ea 4 folosiri pe lună, cel puțin, minim 12 în total. Eu zic că o să-mi ating obiectivul și o să încerc ca în momentul în care o folosesc să o completez cu cealaltă de la NYX și vedem ce-mi iese. Până acum nu am mai făcut strategia aceasta cu două palete folosite simultan în Project Pen, așa că
sunt curioasă să văd dacă îmi iese. Iar pentru buze am ales 3 produse. O să continuăm întâi de toate cu balsamul din gama The One, de care v-am zis și mai devreme, pentru că ați văzut cât de puțină cantitate mai este înăuntru. Iar în momentul de față, obiectivul meu cu acesta nu va mai fi un număr de folosit, ci voi încerca efectiv să-l termin până la început de ianuarie, deci sper la fel să reușesc să fac lucrul acesta. La capitolul ruj o să includ unul și bun și unul dintre favoritele mele și este vorba despre cel pe care l-am acum pe buze. Nu știu dacă vă place nuanța aceasta, dar pentru mine, v-am zis, este exact pe placul meu și mă refer la acesta solid din gama The One de la Oriflame. Este cel ultra fix, deci cel mat, care se usucă și promite să reziste foarte bine și să nu se ia așa el imediat cu una, cu două. Nuanța este teracota, iar aceasta este cantitatea pe care o mai am înăuntru, efectiv acesta este maximul, nu mai pot să-l mai deschid mai mult. Se vede totuși că este un ruj destul de folosit, l-am recumpărat, atât de mult îmi place această culoare de un maro combinat cu roz, portocaliu, ceva de genul. Mi se pare o nuanță tinerească de un nude, dar așa puțin mai închis, adică în momentul în care te dai cu el, clar se vede că ai ceva pe buze, nu este un nude din acela deschis la culoare. Și îmi propun să-l folosesc de cel puțin 5 ori pe lună, deci de 15 ori în total. Și eu zic că voi reuși să-mi ating acest obiectiv, mai ales că l-am folosit și astăzi, după cum ați putut observa. Și bineînțeles, v-am zis că de astăzi pornesc numărătoarea cu aceste produse. Iar ultimul produs, ultimul și pentru buze, este bineînțeles un creion care să completeze rujul acesta și să le am împreună în momentul în care vreau să-mi aplic rujul. Este, da, tot de la Poison Berries, v-am zis că îmi plac mult de tot creioanele lor și este nuanța squash, cred că am zis bine. Este fix, fix aceeași culoare cu rujul acesta, deci zici că au fost făcute să fie împreună. Deci o să fie perechea perfectă pentru rujul pe care tocmai vi l-am arătat și la fel și pe el l-am aplicat astăzi. Și eu zic că arată destul de bine. Și pentru că vreau să-l folosesc simultan cu rujul, o să-mi propun același obiectiv de 15 ori să fie folosit până în ianuarie. Deci la fel, eu zic că îmi iese. Ei bine, dragilor, acesta a fost update-ul meu de la Project Pen. Sper că v-a plăcut, că am reușit să vă motivez și pe voi să vă folosiți produsele pe care deja le aveți acasă și, bineînțeles, abonați-vă dacă nu ați făcut asta până acum și dacă vreți să vedeți ce o să se întâmple cu produsele pe care le-am propus astăzi. Așadar, vă mulțumesc tare mult pentru vizionare, iar până la următorul videoclip, vă las în partea aceasta alte clipuri interesante, mai ales acel playlist de care v-am zis și mai devreme, iar acum vă pup și vă îmbrățișez. Pa, pa!